venim în a ta prezență, că tot să îți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Ne-ai dat o viață nouă, să putem să te iubim, venim cu mulțumire, o Doamne te slăvim. Tu ești tare creațiunii, Venus plângea iubia, e singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe femeie liberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim ca prezența ta să fim. Tu ești Tatăl creațiunii, Venus plângea iubia, e singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe tot ne-ai liberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să veni ca prezența ta să fii. Venim în a ta prezență, cu toți să îți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Ne-ai dat o viață nouă, să putem să te iubim. Venim cu mulțumire, o Doamne, te slăvim. Tatăl creațiunii, Venus plângea iubia, e singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe tot ne-ai liberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim ca prezența ta să fii. Tu ești Tatăl creațiunii, Venus plângea iubia, e singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe tot ne-ai liberat de la moarte și ne-ai dat libertatea să venim ca prezența ta să fii. Prezență, cu tot să-ți cântăm un cântec de mărire și venim să ne închinăm. Glorie Domnului! Este cea mai bună alegere pe care am făcut-o noi azi, să venim în casa Domnului, să ne închinăm Lui, să lăudăm pe El, pentru că El este răscumpărătorul nostru. El a fost cu noi, El ne-a ajutat, El ne-a păzit, ne-a păzit piciorul nostru de cădere. El a fost acela care în această săptămână, când am trecut prin încercări și prin necazuri, a fost cu noi. Domnul Iisus a spus așa că El va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Problema este ca și noi să fim cu El. Domnul este atâta vreme cu noi câte vreme suntem cu El. Dacă îl căutăm, îl găsim, dacă îl părăsim și El ne părăsește pe noi. Să dea Domnul ca întotdeauna să-L căutăm pe Domnul, pentru că a căuta pe Domnul și a ne zmeri înaintea Domnului este cel mai bun lucru pe care putem să-L facem noi, pentru că noi depindem de Domnul și foarte bine că depindem de Domnul în fiecare zi. Noi depindem umblarea, suflarea, deci noi tot ce avem noi, pe lângă noi și tot ce avem noi de administrat, nu avem nimic să nu fi primit de la Domnul. Și Domnul este bun în veac ținând dorarea Lui. Și glorie Domnului! Pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui și pentru ajutorul Lui, noi se cade să mulțumim și mai întâi de toate să-i mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, așa cum stăm pe picioare. Amin.
Doamne, primim spre Tine și vrem să-ți mulțumim pentru ajutorul Tău, pentru binecuvântările Tale, pentru harul Tău, pentru îndurarea Ta, Doamne, pentru că Tu ne-ai păzit, pentru că Tu ai fost cu noi, că suntem aici în casa de rugăciune, unde să fie în numele Tău. Doamne, îți mulțumim și Te lăudăm pe Tine, Doamne, că Tu ești acela care ai spus că dai soarele și că este bun și că este răi. Vedem în dimineața aceasta soarele Tău, Doamne, și am vrea ca soarele în neprihănire să răsară peste casa Ta, Doamne, peste această casă de rugăciune, pentru că ai spus Tu, prin cuvântul Tău, ai spus că Tu vei locui în casa Ta, ai spus Tu viacurilor și Tu ești Domnul nostru, Dumnezeu nostru. Ne-ai făcut să slujim de slavă laude Tale. De aceea noi îți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumim că ne-ai făcut o făptură așa de minunată. Îți mulțumim pentru sănătate, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai fost acela când am fost în necazul, ne-ai izbăvit. Atunci când noi ne-am uitat după geap, Tu ai fost acela care te-a plecat pe râu și ne-a ascultat rugăciunea noastră, Doamne. Vrem să ne aducem de aminte de toate binefacerile Tale și să-ți mulțumim. Este timpul în care să ne închinăm înaintea Ta. Este un timp în care vrem să stăm în proștere înaintea Ta, să ne rugăm, să aducem cererile noastre, închinările noastre, Doamne, să Te aducem noi în această dimineață mulțumirea pentru dragostea Ta, Doamne, pentru Fiul Tău pe care ne-a dat să moară pentru noi, ca noi să avem viață veșnică. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta, îți mulțumim că Tu ești cu noi și Tu ne ajuți, Doamne, în toate necazurile noastre, Tu ești acela care ne păzești, Tu ești acela care ești cu noi. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Dă-ne putere să înțelegem, să stăm smeriți la picioarele Tale, ca să Te putem înțelege pe Tine, să înțelegem puterea învierii Tale care este pentru noi, pentru fiecare dintre noi, să Te înțelegem pe Tine că Tu ești aici, Doamne, că Tu ești în casa de rugăciune aici, unde se cheamă numele Tău. Doamne, Te chemăm pe Tine această dimineață și vrem să-Ți mulțumim că încă din prima ora dimineață Tu ești aici, Tu ești acela care Ți-a cercetat și prima pereche de oameni în răcoarea zilei. Doamne, îți mulțumim că ești acela care ne cercetește pe noi în dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru prezența Ta, Doamne, îți mulțumim că Tu ești aici, bazat pe cuvântul Tău, că sunt doi sau trei adunați în numele Tău, Tu ești prezent acolo. Doamne, suntem aici adunați în numele Tău, să vrem ca în numele Tău, Doamne, această dimineață să fie peste noi, să fie peste casele noastre, Doamne, să fie peste biserica Ta, Doamne, și pentru fiecare dintre noi, numele Tău să lucreze în dreptul nostru, ca să ne trezească la o viață nouă, la o muștire nestricăcioasă. Doamne, avem nevoie în această dimineață să ne trezim de la Tine, avem nevoie să Te înțelegem pe Tine, Doamne, să putem să-Ți mulțumim pentru toate binefacerile, pentru că Tu ne-ai iertat păcatele, pentru că Tu ai fost Dumnezeu nostru. Te slăvim și îți mulțumim și ne închinăm Ție, Domnul nostru, Tatăl nostru, Dumnezeu nostru, lăudați să Fie, binecuvântați să Fie Tu, Doamne, din veșnicie în veșnicie, că Tu ești Dumnezeu nostru, că Tu ne poți de grijă într-un chip așa de minunat, de aceea noi Te slăvim și Te lăudăm pe Tine, Doamne, ne închinăm înaintea Ta, Domnul nostru, Dumnezeu nostru, slăvim și binecuvântați să Fie Tu, Doamne. Mai cântăm o cântare spre slava Domnului și pe această cântare am să citesc din Psalmul 139, de la versetul 1 până la versetul 5 inclusiv. Să cântăm spre slava Domnului, suntem în casa Domnului, să cântăm din toată inima, cu toată puterea noastră, pentru că Domnul este prezent aici ca să asculte laudele noastre, ca să asculte dorințele noastre, cerurile noastre, să facem cu toată inima, așa cum stăm pe picioare. Să se prezent cântarea cum dorește un cer. Yeah.
toate ești Dumnezeul viu. Tu ești sigura mea, iubire doar a tău, vreau eu să fii. După Domnul, după curțile casei Domnului, când ne dor de Domnul, este un lucru care Domnul a pus în inimile noastre și să dea Domnul ca această dorință după Domnul să crească în noi, în fiecare zi. Am să citesc din Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știu când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știu când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îmi cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Amin. Am vrea ca aceste cuvinte pe care le-am citit din Sfânta Scriptură și care, de fapt, era o rugăciune și a lui David, al împăratul David, el se ruga Domnului și îi spunea, Doamne, Tu mă cercetezi, Doamne, Tu mă cunoști. Cine ne cunoaște mai bine decât Domnul? Noi ne cunoaștem, dar nu chiar așa mult că, domnule, câteodată facem câte un lucru pe care noi gândim, mă, nu știu cum de am făcut lucrul acesta. Deci înseamnă că noi încă nu ne cunoaștem chiar așa de bine, nu-mi dau seama. Vedeți, Domnul este acela care ne cunoaște pentru că El a fost făcut, El ne-a făcut pe noi și El ne cunoaște. Cum cunoaște un manufacturer care face un automobil, cunoaște mai bine decât oricine cunoaște pentru că El a făcut lucrul acesta. Domnul ne-a făcut să slujim de lauda Lui și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta în fiecare zi. Aici, cuvântul Domnului în versetul 5, Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pune mâna peste mine. Ați vrea, frați și surori, ca Domnul să-și pune mâna peste noi? Doamne, îndură-te! Când Domnul pune mâna peste fiecare dintre noi, vedem o binecuvântare. Pentru că mâna Domnului varsă belșug de binecuvântare. Acolo unde mâna Domnului este belșug, este belșug și în casă, este belșug și în sufletul nostru. Noi avem nevoie de această mână a Domnului ca să fie peste noi, peste fiecare dintre noi. Pentru că Domnul când pune mâna peste noi, El ne binecuvântează, El ne dă pacea, nu cum o dă lumea. Dacă noi avem în inima noastră, avem frământări, avem necazuri, când vine mâna Domnului și pune mâna Domnului peste mine, peste dumneata, când punem la Domnul, atunci, dintr-o dată, simți că deja s-a petrecut ceva deosebit, simți că o ușurare, parcă ți-a luat cineva cu mâna. Este mâna Domnului care vine, este mâna Domnului care vine la inima ta, care vine în sufletul tău, care îți ridică o povară, o necas pe care l-ai și am vrea ca mâna Domnului să fie peste noi, peste toți în dimineața aceasta. Să ne aplecăm pe cerul, să ne rugăm, Domnul, în sensul acesta. Amin. Deci mâna Ta ne-a ridicat, Doamne, atunci când am fost în valuri,
când am fost căzut, Doamne, Tu ai fost acela care ne-ai ridicat cu mâna Tare și cu brațul puternic. Doamne, aduce-mi de aminte atunci când am fost căzuți acolo jos, numai mâna Ta ne-a ridicat. Doamne, știm că Tu ești puternic, știm că brațul Tău, Tu cu mână tare și cu braț întins, ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului. De aceea, Doamne, în această dimineață, noi Te chemăm pe Tine ca să pui Tu mâna peste noi, Doamne. Te rugăm în această dimineață să ne înconjori Tu, Doamne, cu bunătatea Ta, Doamne, cu dragostea Ta, Doamne, să ne înconjori cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să fim păzuți de cel rău, Doamne. Știm, Doamne, că atunci când ești în jurul nostru, când ești în noi, când ne păzăști Tu, când îți pui Tu mâna peste noi, de aceea, Doamne, noi alergăm la Tine. Alergăm la Tine pentru că la Tine sunt izvoarele vieții veșnice și din mâna Ta pornesc raze care luminează pe orice om venit în lume, Doamne. Avem nevoie de lumina Ta, Doamne, avem nevoie de putere de la Tine și știm că toate acestea se face, Doamne, numai în numele Tău. Numai Tu ești acela care poți să faci, Tu ești acela care drești, Doamne, și care îndreci orice spărătură. De aceea, în dimineața aceasta, lasă Tu mâna Ta, Doamne, de meșter, care ai fost din capul unghiului, care ai pus piatra acolo și care ai zidit, Doamne, ți-ai zidit în împărăție, care nu este clatină niciodată. Am vrea ca noi, ca să suntem împărăția Ta, care suntem moștenirea Ta, ca să suntem poporul Tău, Doamne, suntem acesta cu mână de oameni aici, Doamne, pe care Tu ne-ai răscumpărat și care vrei să fim ai Tăi. Doamne, ajută-ne ca în fiecare zi să Te urmăm pe Tine, Doamne. Ajută-ne ca să Te vedem pe Tine în toate lucrările, Doamne, ca să Te vedem pe Tine în fiecare zi, pentru că noi Te chemăm pe Tine în ajutorul nostru, pentru că Tu ești bucuria, Tu ești pacea, Tu ești ajutorul nostru, Tu ești nădejdea noastră în orice caz. De aceea noi venim la Tine, Domnul nostru, și ne închinăm înaintea Ta și Te chemăm pe Tine în ajutorul nostru, pentru că Tu ești tare, Doamne, că să Te înslavi, dar știm că mâna Ta puternică poate să ne ridice și poate să ne pună într-o stare după voia Ta. De aceea, Doamne, Tu ești gem ca să fim acolo unde vrei Tu, Doamne, după starea pe care Tu o vrei de la noi. Îndură-te, Doamne, și lucrează Tu în mijlocul. Vă rog să reocupați locurile și mai cântăm spre slava Domnului o cântare. Să se împăsă în cântarea, Tu mă cercetezi de aproape, Doamne, Tu mă ocrotești. Pentru mare jertfă
ne închinăm viața Domnului, toată viața noastră și în fiecare zi. Să știm că noi suntem ai Domnului și noi nu putem să facem ce gândim noi sau ce uneori ne trece prin gândul nostru, că este unul care nici nu merită să-i pomenim numele în biserică, care ne caută unul să ne amăgească, să distorsioneze gândul nostru. Vedem că aici în Psalmul 139, David spune așa: știu când umblu și când mă culc și departe îmi pătuți gândurile. Vedeți că și la nivelul gândurilor noastre, uneori, Biblia spune să facem gândul nostru, orice gând, să-l facem rob ascultător de Hristos. Nu-i chiar foarte simplu, dacă nu avem ajutorul Dumnezeu, nu să putem face, pentru că pe gândurile noastre nu prea putem să fim noi stăpâni. Dar cu ajutorul Dumnezeu putem să facem orice gând rob ascultător de Hristos. Și am să citesc în continuare, tot din Psalmul 139, versetul 23 și versetul 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Aici omul Dumnezeu să adresează Domnului și: Doamne, cercetează și cunoaște inima, încearcă și cunoaște-mi gândurile. Vedeți, noi trebuie să trecem cu gândul nostru prin filtrul lui Dumnezeu. Să mergem pe acolo și să zicem: Doamne, cercetează-mă Tu pe mine. Să fim sinceri înaintea Domnului, pentru că Domnul, el, aici, cum spunea David, el știe când ne culcăm, când ne sculăm, ne cunoaște toate gândurile noastre. El știe ce am gândit și ieri, noi știm ce, el știe ce, am gândit, ce gândim și astăzi și știe ce vom gândi și mâine. Pentru că înainte de a ne fi născut, noi, toate zilele erau numărate și erau înaintea Lui și Domnul știe totul despre noi. Și de aceea noi, când mergem înaintea Domnului, să rugăm pe Domnul să ne cerceteze. Să fim sinceri, Doamne, cercetează-ne și cunoaște-ne, cunoaște-mi gândurile și Domnul să ne ajute ca să mergem înaintea Lui cu toată smerenia și cu toată sinceritatea. Și noi să ne cercetăm și să mergem înaintea Domnului printr-o mărturie, să-i mărturisim: Doamne, Tu ne cunoști, Tu ne știi. Vedeți că se poate ca să nu știm când suntem pe o cale rea. Vedeți că David aici zice: Doamne, dacă cumva sunt pe o cale rea, s-ar putea să știți că sunt situații când omul a rătăcit și nu știe. Vedem despre oaia rătăcită, a fost oaie, n-a fost o capră. A fost oaie și s-a rătăcit. S-a rătăcit din turmă. Cum? Nu știm. Vedeți, și oile se rătăcesc, deci există o rătăcire. Solomon, când se roagă pentru sfințirea templului, el se ruga și zice: Doamne, nu este om înaintea Ta ca să nu păcătuiască. Dar dacă poporul tău care a păcătuit înaintea Ta și va fi dus în robie într-o țară depărtată sau apropiată, dacă se va smeri și din toată inima Te va chema, Doamne, ascultă. Dacă noi mergem înaintea Domnului și îl rugăm așa pe Domnul: Doamne, îndură-Te de noi, Doamne, cercetează-ne. Vedem un alt om al lui Dumnezeu, un om mare al lui Dumnezeu, Iov. Eu am rămas destul de mirat de el și de ce vorbește el când se întâlnește cu Dumnezeu. În Iov, în capitolul 42 și cu versetul 5, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei Te-au văzut, de aceea mi-e scârbă, spune aici, eu folosesc un termen mai frumos, mi-e silă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Dar a fost omul despre care Dumnezeu însuși a vorbit când stăm față în față cu Satana și în capitolul 1 și versetul 8 Dumnezeu vorbește despre Iov niște cuvinte care tare mi-ar place să spună și despre mine și despre noi. Spune: nu este nimeni ca el pe tot pământul. Este curat la suflet, se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. Vedeți? Și omul acesta care mărturisea Dumnezeu despre el, nu un alt oameni sau un prieten de-a lui, pentru că prietenul lui a vorbit altfel decât vorbește Dumnezeu, și acest om când s-a întâlnit cu Dumnezeu, frați și surori, când ne întâlnim noi față în față cu Dumnezeirea, cu Cel care ne-a făcut,
care ne-a creat. Și când ne uităm la noi și ne uităm la strălucirea Lui, El este așa de curat încât ochii Lui nu pot să privească nelegiuirea. Și noi, oricât ne-am îndreptățit, noi nu suntem decât un pumn de țărână. Dar dacă noi mergem înaintea Domnului și îl rugăm pe Doamne, Tu ne cunoști inima mea, îmi cunoști gândurile mele, Doamne, Tu sfințește-le gândurile mele, Tu, inima mea, te rog, spală-o, pentru că în sângele Domnului nostru Iisus Hristos avem iertare de toate păcatele. Acum nu vreau să dau o slobozire că poți să păcătuiești cât de mult ca să mulțească harul, dar vreau să spun că în sângele Domnului nostru Iisus Hristos avem iertare și în rândul Lui avem vindecare. De aceea, în dimineața aceasta, suntem aici, în casa Domnului și întotdeauna, frați și surori, marile treziri spirituale au început când oamenii s-au smerit înaintea Domnului, când s-au pocăit, când s-au mărturisit Domnului și le-a părut rău. Noi dacă intrăm fiecare la judecată cu noi înșine, nu trebuie să intrăm la judecată cu vecinul, cu frate sau cu sora, să ne gândim noi cam câte gânduri bune sau câte gânduri rele au trecut prin mintea noastră, poate numai ieri sau alaltă ieri, sau dacă cumva s-a întâmplat, poate că dumneavoastră vi s-a întâmplat, mie mi s-a mai întâmplat. Dar dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, să mergem înaintea Domnului și să-L rugăm pe El ca să ne sfințească, să ne curățească, să ne albească, dar să mergem înaintea Domnului cu mărturisire. Aș vrea să ne sculăm în picioare, cântăm o cântare, după această cântare mergem înaintea Domnului și ne mărturisim Domnului și rugăm pe Domnul ca să ne sfințească, să ne curățească. Și cuvântul Domnului spune așa, însuși Domnul nostru Iisus Hristos Mântuitor spune, când stați în picioare și vă rugați să iertați orice aveți unii împotriva altora. Dacă există la nivelul gândului nostru, pentru că sunt lucruri pe care noi poate nu le-am spus, dacă este la nivelul gândului nostru să ne mărturisim înaintea Domnului, să rugăm pe Domnul să ne ierte, că dacă noi facem lucrul acesta și Domnul este credincios și drept și ne iartă și El păcatele noastre. Să cântăm această cântare, cu această cântare mergem într-o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului și stăm pe picioare. Să se păzi din cântarea Schimbă-mi inima. Venim, Doamne, primește.
miluiește-ți pe noi. Dacă odinioară oamenii tăi s-au rugat și au venit la tine și te-au rugat, Doamne, să ai milă de ei și de mine. Doamne, te rugăm în această dimineață, ai milă de fiecare dintre noi, Doamne. Te rugăm, lasă-te, Doamne, în durarea ta, Doamne, și în mila ta, Doamne, ca să ne șteargă, ca să ne curățească sângele tău, Doamne, să ne spere, pentru că am găsit că din sângele tău ne poate curăța și ne spală de orice păcat. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos, venim înaintea ta, Doamne, venim cu viața noastră, că te chemăm pe tine, Doamne. Te chemăm pe tine ajutorul nostru, Doamne, ca tu să ne sfințești, Doamne, inima noastră, gândurile noastre, Doamne, despre să-și trupurile noastre, ca să le putem înfățișa înaintea ta, Doamne, fără pată și fără zbăciutură. Doamne, noi nu putem să venim oricum înaintea ta. Tu ne cunoști gândurile noastre, Doamne, cunoști umbrele noastre, cunoști faptele noastre, de ce venim înaintea ta, Doamne. Vrem să dezbrăcăm orice nu este potrivit înaintea ta, ca să căpătăm îndurare. O, Domnul nostru Iisus Hristos, privind spre tine, Doamne, ne chemăm înaintea ta, Doamne, și te chemăm pe tine, Doamne. Pentru că Tu ți-a fost dat toată puterea în cer și pe pământ. De aceea te rugăm, Doamne, ajută-ne Tu să ne smerim și mai mult înaintea Ta. Ca să căpătăm îndurare, Doamne. Avem nevoie de îndurare de la Tine, Doamne. Avem nevoie de iertarea Ta, Doamne. Avem nevoie de binecuvântare care vine de la Tine. Pentru că nimeni nu este sfânt ca Tine, Doamne. De aceea vrem, Doamne, ajută-ne să ne putem sfânt în fiecare zi, Doamne. Să putem să fim puși deoparte pentru Tine, Doamne, și pentru părăția Ta. Doamne, venim înaintea Ta. Te smerim și te căutăm pe Tine, Doamne, de inima noastră, Doamne, te căutăm pe Tine, Doamne, și te rugăm, ajută-ne Tu, Doamne, să ne putem să ne punem stare după voia Ta, să putem, Doamne, să mergem spre Tine, acolo unde este pace, unde este liniște, acolo, Doamne Iisuse, unde este mângâiere pentru sufletul nostru, te chemăm de aici, de pe pământ, de locul de domnia celui rău, te rugăm în ajutorul nostru, Doamne, în fiecare zi, Doamne, pe unde umblăm de acolo, Doamne, suntem pândiți de cel rău și care caută să ne facă mult rău. De aceea, Doamne, ajută-ne și protejează-ne Tu, Doamne, cu sângele Tău, Doamne, cu mila și cu îndurarea Ta, Doamne, cu puterea pe care o ai, Doamne, cu pune-ți mâna peste fiecare dintre noi și ridică-ne, Doamne, din stările pe care le avem și ajută-ne să putem să stăm înaintea Ta, Doamne, să stăm cu Tine față în față, ca să primim, să primim sfatul de la Tine și ajutorul de la Tine. Știm că toate lucrurile acestea le putem primi numai prin smerenie și prin rugăciune înaintea Ta. De aceea noi venim aici, Doamne, această casă care se va numi casa de rugăciune pe care ai numit-o Tu, când vor ținea vremurile, Domnul nostru, venim în această casă. Plătăm rugăciuni, Doamne, și rugăm cere, Doamne, Te rugăm, ascultă-ne, Te rugăm, Doamne, privește spre noi, pe starea noastră, în gură de Doamne, lasă-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne, dă-ne putere să rămânem înaintea Ta, Doamne, să-i necrincioși cuvintele Tale. De aceea, Doamne, Îți mulțumim, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta, pentru că Tu ești acela care revezi din harul Tău, Doamne, Tu ești acela care ne dai mângâiere, care ne dai iertare, Doamne. Doamne, dacă n-ai fi Tu de parte noastră, Doamne, ne-a fi înghițit valuri de atâtea ori, dar știm, Doamne, că acolo unde ești Tu, Doamne, este putere și este pace și este mângâiere. Îți mulțumim pentru lucrul acesta, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta și ne zmerim mai departe, Doamne, ca Tu să fii ajutorul, să fii partea noastră din înțelire și bucuria noastră, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, și ne închinăm și ne zmerim înaintea Ta, Doamne, și vrem ca Tu să lucrezi în inima noastră, să lucrezi în familia noastră, să lucrezi în biserică. Vă rog să ocupați locurile, cântăm spre slavă Dumnezeu cântare. După această cântare am să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 26, 16, 26 și 27. Cântăm spre slavă Domnului și după aceea vă citim din cuvântul Domnului și ne vom mai ruga. Să se împlinească cântarea Doamne, mai vreau rusale. Să fim cu toți și să cântăm în milioane.
Doamne, dă-mi bucurie și să mă alegi peste iubire. Doamne, eu vreau tot mai mult din Duhul Tău. Doamne, mai vreau sfințire și un foc adânc să ardă în mine pe veșnicii, să fiu al Tău în nemurire. După cerul se coboare, dacă nu mai zboare. O, Duhul Sfânt, de nerus ai, o, Duhul Sfânt. După cerul se coboare, dacă nu mai zboare. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 16, 26 și 27. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în viață. Dar mângâitorul, adică Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile, va aduce de aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las și vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inimile și nici să nu vi se înspăimânte. Amin. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de înălțare la cer, le-a spus ucenicilor că să stea să se roage acolo și vor primi o putere. Acea putere era Duhul Dumnezeu întruchipat în dumnezeire și ca noi să nu fim lăsați pe pământ singuri după înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, El spune că îl va ruga pe Tatăl și Tatăl va trimite Duhul Sfânt pentru noi care ne va învăța toate lucrurile. Eu zic toate lucrurile de care noi avem nevoie. Că nu avem nevoie să știm toate lucrurile din lumea asta, numai ceea ce ne privește mântuirea noastră. Și vedeți că Duhul Dumnezeu i-a dus, deci este venit în lume ca să ne călăuzească, ca noi atunci când facem o acțiune. Sunt situații când nu știm ce trebuie să facem. Și noi ca oameni e bine că nu știm. Că atunci noi apelăm la Duhul Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne încredem în noi și în înțelepciunea noastră, pentru că dacă facem lucrul acesta, din primul start am pierdut. Dacă nu ne încredem în Dumnezeu și rugăm ca Dumnezeu să, prin Duhul Său cel Sfânt, care locuiește noi, ar trebui să locuiască în noi, să ne sfătească, să ne îndehnească. Noi trebuie să apelăm la Duhul Dumnezeu, aici spune, este un mângăitor, este un apărător, este un paraclet, care El ne și mângăie și ne și învață. Și ne aduce de aminte de tot ce ne-a spus Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, aici păi mai mult decât orice ne-și aduce de aminte. Că noi oamenii uităm, câteodată uităm binele pe care ne-a făcut Domnul, uităm că Domnul a fost cu noi când am fost acolo la strâmtoare, ne-a rugat Domnul și am zis, Doamne, dacă Tu m-ai ajuns să fac lucrul ăsta de părțesc, am să Te slujesc toată viața mea, am să-ți dăruiesc Ție. Poate fiecare face un comitment că să dorească Domnului și poate după un timp încerc să mai slăbim și până la urmă s-ar putea să uităm. Cuvântul Domnului spune că să nu uităm nici una din binefacerile Lui. Și aici, prin Duhul Său ce Sfânt, ne învață încă o dată în această dimineață să ne aducem de aminte de bunătatea Lui și El ne aduce, Duhul Sfânt ne aduce de aminte. Și dacă la unul dintre noi aduce Duhul Sfânt de aminte, că ce trebuie să facem și ce să facem, să noi să luăm aminte. Vedeți că Duhul Sfânt în dimineața aceasta vrea să ne vorbească. Merge la fiecare, la tânăr, la mai în vârstă, la frați, la surori și vrea să ne spune ce avem noi de făcut. Dacă noi ne lăsăm călăuți de Duhul Dumnezeu, pentru că, vedeți, aici spune că ne dă pacea. Dacă lipsește pacea cuiva și nu este de multe ori când avem așa o pace, așa o parte de neliniște, așa o ceva sufletească, parcă te roscole ceva. Până la urmă nici nu poți să dormi prea bine. Vedeți? Este nevoie de Duhul Dumnezeu care îți aduce o pace.
Și noi avem nevoie de pace, de această pace a lui Hristos. Vedeți că această pace o primim prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să rugăm pe Domnul ca să reîmprospăteze în noi Duhul lui Dumnezeu, adică să toarne în dimineața aceasta, în fiecare dintre noi, în inima noastră, pentru că El a fost, Duhul lui Dumnezeu a fost tornat din beșug în inima noastră și să fim recunoscători. Și mai avem nevoie ca din când în când, ca Dumnezeu să reîmprospăteze inima noastră, să toarne în inima noastră și pe măsură în care vasul inimii noastre se umple de Duhul lui Dumnezeu, noi începe să ne rugăm. Adică nu ne mai rugăm mai un minut sau două sau trei, pentru că nu rugăm mai mult. Noi atunci putem să iubim mai mult. Noi putem să făptuim voia Dumnezeu mai mult. Dar noi depindem foarte mult, și de fapt depindem tot de Duhul Dumnezeu. Deci umblarea noastră, dacă noi vrem să ne lăsăm călăuziți de Duhul Dumnezeu, Duhul Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta. Noi trebuie să vrem. Să-L chemăm în inima noastră, să ne călăuzească, să ne ia în primire, să ne ia în mintea noastră, cu aceea dimineața aceasta, El gândurile noastre, ființa noastră și, de fapt, noi suntem templul Duhului Sfânt. Și de aceea ne rugăm înaintea Domnului și rugăm, Doamne, sfințește-ne, Doamne, curățește, pentru că Duhul Sfânt nu poate să locuiască în orice loc, acolo unde nu este curățenie, unde nu este sfințire. Și dacă noi facem lucrul acesta și mergem înaintea Domnului cu toată dorința și cu toată stăruința, eu sunt convins că dacă noi cerem ceva după voia Domnului, Domnul ne ascultă. Și mai trebuie să conștientizăm că noi avem nevoie. Nu știu cine are nevoie, eu să știți că am mai mult nevoie decât toți dumneavoastră. Eu am nevoie de Dumnezeu ca El să mă călăuzească, ca să mă învețe. Pentru că când mă învață, El mă învață și când să vorbesc și când să tac. Că Dumnezeu este acela care te învață și spune și când te apucă o furie, oprește-te, că asta nu e de Dumnezeu. Numai peste Domnul Iisus vin de o mânie sfântă odată și peste Moise, dar nu prea am auzit eu prin Sfânta Scriptură să vină mânie peste oameni. Mânia vine cam de la cel mânios. Și Doamne, ajută-ne ca să ne ferim și când simțim că ne vine câte o mânie, atunci gândul ăla să mergem să-L facem rob ascultător de Hristos și să mergem înaintea Domnului prin rugăciune și Domnul e la acela care ne ascultă. Dar dacă noi cerem, frați și sorori, Domnul este în această casă de rugăciune. Eu spus că casa Lui se va numi o casă de rugăciune cât vor ține veacurile. Dar El ne-a dat-o nouă ca să ne rugăm. Și noi mulțumim Domnului că L-a făcut așa un mare har. Ne avem o casă de rugăciune unde putem să ne închinăm, unde nu suntem stresați că nu mai putem să plătim sau ne scoate cineva afară. Domnul ne-a dat această binecuvântare ca să ne rugăm, să nu fim prea comozi, să fim activi, să fim pro, să ne rugăm Domnului și să-L rugăm pe Domnul, Doamne, toarnă din Duhul Tău peste noi. Și când Domnul va turna din Duhul Lui peste noi, o să vedem cum scrie acolo la Ioel, până și tinerii și tinerile, ele vor proroci, tinerii vor avea vedenii, o să fie o adevărată mișcare. Dar să știți că atunci când Dumnezeu mișcă lucrurile astea, mai fac oamenii câteodată, mai fac și ei imitație, dar ceea ce face Dumnezeu face minuni. Doamne, ajută-ne ca să ne încredem în Tine, ca să Te chemăm pe Tine, să ne ridicăm pe picioare, cântăm o cântare, după această cântare mergem înaintea Domnului și rugăm pe Domnul ca Domnul să torne din Duhul Său ce Sfânt peste fiecare dintre noi și să mergem cu multă pioșenie, zmerenie, să rugăm cu multă stăruință ca Domnul să doarne Duhul Său peste noi, peste casele noastre, peste biserica noastră și atunci să vedeți că toate lucrurile merg bine, așa cum este primăvara, când toate florile înfloresc și merge, când Duhul Dumnezeu este prezent acolo, totul prinde viață. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Să se prezint cântarea, este un cerie. Oh,
Tu dai și voința, tu dai și înfăptuirea, de aceea noi venim la tine, Doamne,
apropia mai mult de tine, că din tine, Doamne, este o zboară care ne înveselește cetatea, poporul tău, biserica ta, Doamne, aleșite, Doamne, ne apropiem de tine, pentru că din tine, Doamne, este o putere care vindecă pe toți, este o putere care mângâie, care ajută, Doamne, slăbiciunile noastre. Vrem, Doamne, jurul tău, Doamne, avem nevoie de ajutorul tău, Doamne, avem nevoie de binecuvântarea ta, Doamne, în fiecare zi, Doamne, lasă-te peste noi, Doamne, lasă-te în voința ta, Doamne, lasă-te din Duhul tău, Doamne, ca să ne sfințească, ca să ne curățească, Doamne, ca să ne poată, Doamne, să putem să înțelegem, Doamne, că Tu ne-ai chemat la Tine, ne-ai chemat la o moștenire de sfântăcioasă. Acolo, Doamne, este unde țara noastră, acolo am vrea să ajungem. Doamne, ajută-ne, Doamne, Te rugăm, lasă-te, Doamne, în inima fiecăruia, Doamne, lasă pacea Ta, Doamne, lasă, Doamne, această mângăiere, Doamne, care vine la Tine, lasă învățătura Ta, Doamne, de aceea stăm înaintea Ta, Doamne, și vrem tot ceea ce Tu vrei să ne poruncești, vrem să facem. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne credințele noastre, ajută puterile noastre, că vrem, Doamne, ca să Te înălțăm pe Tine mai presus decât orice, Doamne, pentru că Tu ești Domnul nostru, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ne-ai izbăvit, Tu ne-ai scăpat, Doamne, Tu ne-ai dus din tunere la lumină, de sub puterea Satanei. De aceea noi îți mulțumim pentru lucrul acesta, ne încredințăm în mâna Ta și în brațul Tău, Doamne, Te cerem pe Tine ca Tu să ne ajuți, Doamne, Te cerem pe Tine ca Tu să ne mângâi, pentru că să ne înveți, Doamne, și noi vom fi învățați de Tine și de Tine. Ați mulțumit. Următoarea rugăciune o să fie o rugăciune pentru cauze, să aducem înaintea bisericii și a Domnului cauzele pe care le avem și după aceste cauze mergem înaintea Domnului în rugăciune. Atât frații cât și surorile care vor să răspună sau vor să ridicați o mână, cum doriți dumneavoastră. Să aducem o familie din Portland înainte. Domnul să îndure. Ne rugăm pentru fratele Cornel, dânsul plecat în misiune în această dimineață, ca Domnul astăzi să-i dea cuvânt acolo unde va fi, ca să prece Evanghelie. Amin. De asemenea, pentru biserica întreagă, pentru familie din biserică, ca Domnul să ne păzească, să ne ocrotească pe toți. Dacă prin ridicare de mână doriți să-s. Domnul să îndure de fiecare cauză care avem înaintea Domnului, așa cum stăm pe picioare, ne rugăm Domnului și în partea finală mulțumim Domnului pentru timpul de rugăciune. Ne rugăm Domnului. Din cauza noastră, din cauza mea, noi nu merităm, Doamne,
dar din cauza meritelor care sunt în jertfa Bozbotii, Doamne, venim acolo pentru că suntem săpați în favele Tale și avem acolo un preț. De aceea, Doamne, noi venim la Tine, Doamne, nu pentru fapte noastre, venim pentru mila și pentru îndurarea Ta și pentru că Tu ne-ai spus să vin la Tine să îndrătim, că Tu ai biruit lumea, Doamne. Biruitorul nostru te rugăm în această dimineață, Doamne, te rugăm pregăște pe fiecare dintre noi. Cauzele care am adus înaintea Ta, Doamne. Noi îți mulțumim că Tu ești bun, Doamne, ești bun și ești în viață din durarea Ta, Doamne, din neam în neam. Te-am văzut pe Tine, Doamne, am văzut lucrările Tale și am văzut minunile Tale. Te-am văzut pe Tine, Doamne, la lucru. Te-am văzut în timpul anilor, Doamne, cum Te-ai descoperit nouă, cum ne-ai ajutat, cum ai fost cu noi, Doamne. Nu putem și nu avem cuvinte ca să-ți mulțumim pentru mult binele pe care ne-ai făcut nouă, casele noastre, familiilor noastre, binele pe care, pentru sănătate care ne-ai dat-o, Doamne, să mulțumim că Tu ești acela care face așa mult lucru bun pentru noi și Te lăudăm pe Tine și îți mulțumim. Ne închinăm înaintea Ta, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, că Ta este gloria și este slavă și memoria în toți vecii. Vă rog să reocupați locurile, cântăm o cântare spre slava Domnului și serviciul va continua. Să se împăzi în cântarea după ploaie și furtună, va veni o zi mai bună. După ploaie și furtună, va veni o zi mai bună, soarele va străluci, ai lumină. După norul plin de ceață, o lumină se arată, e lumina Domnului Iisus Hristos. Lumina Lui pătrunde și o luminează Tată. Dumnezeu de sus de viață, El de bine cuvintează, sufletelea celor ce se întrebe în El. Când avem probleme în viață, să cerem o luminare de la Domnul nostru Sfânt, Iisus Hristos. Rugăciunea schimbă totul, schimbă mersul vieții noastre, zi de zi înspre mai bine cu Iisus. Cine se lângă de Domnul, are viața mai frumoasă, când lumina Lui pătrunde și o luminează Tată. Dumnezeu de sus de casă, El de bine cuvintează, sufletelea celor ce se crede în El. Cine se încrede în Domnul, are viața mai frumoasă, când lumina Lui pătrunde și o luminează Tată. Dumnezeu de sus de viață, El de bine cuvintează, sufletelea celor ce se crede în El. Stai o clipă, meditează, sufletul se înviorează, Dumnezeu te cercetează chiar acum. Tu resta să treacă clipa, clipa mântuirii tale, dă-i a ta viață astăzi, Tu, Iisus. Are viața mai frumoasă,
viață, e de bine cu viață, sufletele celor ce se creie. Slăviți să fie Dumnezeu în această frumoasă atmosferă de har. Haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu în continuare, ca și pentru serviciu de evangelizare, Duhul Sfânt să fie peste noi, să ne cerceteze pe fiecare, cuvântul Lui să fie vestit sub călăuza Duhului Sfânt și inimile noastre să le deschidem fiecare înaintea lui Dumnezeu. Așa că cu toți să plecăm capetele și fratele Man să înalți o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Te rugăm să ne binecuvintezi o sfânta locul de față. Te rugăm. Să binecuvintezi întreaga biserica. Să binecuvintezi cuvântul tău. Să binecuvintezi robitele care astăzi, Doamne, o să vină. O, Doamne, ca cu toți să înțelegem că avem nevoie de putere. Avem nevoie de credință, de nădejde. De puterea a înainta pe calea mântuirii. Pentru că valurile și încercările, ispitele dau peste viețile noastre. Doamne, te rugăm, dă-ne biruință. Amin. Nu ne lăsa singur, Doamne. Vino în ajutorul nostru, în ajutorul tuturor, Doamne. Pentru că noi ne-am hotărât și vrem să ajungem acolo unde Tu ne-ai pregătit locul minunat. Dă-ne biruință, Doamne. Dă credință, dă putere lucrurilor tăi. Dă putere tuturor. Și ajută-ne ca prin toate să facem Amin. Totul. Pentru slava și onoarea numele Tău, Tată, Iisusă și Duhul Sfânt, acum și în veci. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, timp în care să dăruim Domnului darul de bunăvoie și Domnul să ne dea o inimă bună și să dăruim Domnului din toată inima. Amin. Să se împreună în cântarea, Lord, I need you. Lord, I confess, bowing knee, I find my rest. Without you, I'm far apart. Your love that guides my life.
Frați și surori, slăviți să fie Dumnezeu! Am cântat că avem nevoie de Dumnezeu. Și așa este, fiecare din noi avem nevoie de Dumnezeu și ne rugăm ca Domnul să ne cerceteze, să ne binecuvinteze în fiecare zi. Cuvântul Dumnezeu spune că aceasta este ziua care a pregătit-o Domnul pentru noi, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Dragii mei, suntem deosebit de bucuroși că suntem în casa Domnului. Unii suntem mai ocupați, alții mai puțin ocupați, dar întotdeauna când suntem în casa lui Dumnezeu, haideți să fim plini de bucurie, pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cred că nu este un loc mai bun și mai frumos decât să fim înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este acela care ne binecuvintează cu tot felul de binecuvântări, și cerești, dar și pământești, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru aceea vă îndemn să fim plini de bucurie în această zi, să ne bucurăm de ceea ce vrea Dumnezeu să ne dăruiască în această dimineață. După cum vedeți, fratele Cornel în dimineața aceasta nu este în mijlocul nostru, nu este bolnav, este plecat în misiune, într-o altă biserică, să ne rugăm ca Domnul să-i dea cuvânt, probabil că de acum o să înceapă să predice și Domnul să fie cu el acolo și cu noi aici, pentru că așa este lucrarea a lui Dumnezeu. Un anunț care vreau să îl fac este că mi-a spus fratele Avram Roș, acolo în spate sunt niște haine rămase de-a copiilor, de adulți, nu știu, care vi le-ați pierdut sau le-ați uitat, mergeți acolo și vi le luați, că dacă nu, în foarte scurt timp o să se dea la Goodwill și nu o să mai aveți ocazia să le luați. Poate că o să vă cumpărați noi, dar oricum să mergem să, să ne uităm, dar acum avem ceva haine acolo care vrem să le recuperăm și să faceți lucrul acesta soon as possible. Al doilea lucru, duminica viitoare o să avem o binecuvântare de copii. Familia Mocan, sora Ioana și cu fratele Chris o să-și aducă nou născut la binecuvântare și o să fie aici în mijlocul nostru acea binecuvântare. De asemenea, spunem bine venit sora Rodica, sora lui Mariana, parcă ieri ai plecat, fii binevenit din nou în America, între noi Domnul să te binecuvinteze, șederea ta aici în America să fie sub privirile Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Tuturor cei care ați venit mai rar sau mai des, Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu noi, cu toți. Duminica trecută, sau sâmbătă trecută, m-am reîntors din Mexico. Duminica trecută am prezentat aici un montaj sau o prezentare cu privire la lucrarea din Mexico. Dacă vă amintiți și unii știți mai puțin, în România, când România era țară comunistă, erau foarte greu ca să se ducă Biblii și să schimbau punctele de intrare, ba prin Ungaria, ba prin Iugoslavia, ba să intrau prin Polonia și intrau prin Moldova sau prin Ucraina ca să poată să fie introduse. După slujirile acestea care le facem în Mexico, am primit câteva mesaje și câteva telefoane și câteva cerințe de Biblii și de ochelari în Venezuela și în Columbia. Venezuela, știți dumneavoastră că este o țară comunistă în care e foarte greu ca să introducă și Biblie și orice lucru care e pentru creștini. Lucrarea care intenționăm să o facem este să trimitem în Columbia câteva paleți de Biblii și poate vreun palet de ochelari, care nu-s puțini. Și lucrarea aceasta, sigur, cu ajutorul Dumnezeu, în viitor apropiat, se va face. Nu cer altceva decât să vă rugați pentru lucrarea aceasta. Deci menționez, nu cer altceva decât să vă rugați pentru lucrarea aceasta și dacă nu puteți să faceți nici lucrul acesta, măcar spuneți-o, Doamne ajută! Este o lucrare foarte serioasă și este spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. Și aș vrea ca biserica noastră, cum am spus și la adunarea generală, să încercăm să fim o biserică misionară. Sunt biserici mult mai mici ca ale noastre, care fac lucrări foarte, foarte mari. Și se pare că în dreptul bisericii noastre se deschid niște uși frumoase
cu care să-L lăudăm și să-L glorificăm pe Dumnezeu prin vestirea cuvântului, chiar dacă poate în Venezuela sau în Columbia nu o să fim fizic, că avem acolo oameni în Venezuela sau mai bine zis în Columbia care vor trece aceste Biblii și aceste documente peste frontieră, aproape ilegal în Venezuela, și o să fie nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu, și la aceasta vă chem cu toții. Slăviți să fie Domnul și pentru lucrarea aceasta. Acum, haideți să lăudăm pe Domnul și să facem o listă. Cine vrea să laude pe Domnul? Prima pe listă o am pe sora Animania. Cine mai este? Altcineva care vrea să facă ceva în casa Domnului? Tinerii? Fratele Potor ridică mâna și fratele Potor ridică cântare. Altcineva? Copiii aia au locul lor. Da. Deci, atunci haideți să începem. Să începem să cânte copiii. Copiii vor cânta spre slava lui Dumnezeu o cântare. După copii o să cânte fratele Potra, apoi o să cânte sora Animania, o să cânte și corul, și avem și o cântare în comun în final, și apoi o să ascultăm în timpul care rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să fie cu noi în toate. Amin. I will praise the name of God with a song, and will magnify Him with thanksgiving. Psalm 69:30.
înainte de sora Ani, avem sora Faith, care vrea să recite un verset din Biblie. Sora Faith, te rog să vii să reciți cuvântul. Romans 12:1-21. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say through the grace that is given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Having then gifts differing according to the grace that is given unto us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministry, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth unto simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Be kindly affectionate one to another with brotherly love. In honor preferring one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continue instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Recompense to no man evil for evil. Provide thing honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Romans 12:1-21. Amen. Domnul să te binecuvinteze. Sus în casa Tatălui sunt multe locuri, ești al meu acolo sus în slava sa. Iisus a plecat de mult să pregătească și revine ca acolo să ne ia. Pentru veci vom fi cu Domnul în lumină, pentru veci vom străluci în bucurii. Nu dorești și tu să vii cu noi acolo? Azi grăbește, vino până mai e zi. Iisus cu iubire a murit pe cruce, să ne mântuiască din al nostru păcat. Pe cei mântuiți apoi El îi va duce în mărire, în al gloriei palat. Pentru veci vom fi cu Domnul în lumină, pentru veci vom străluci în bucurii. Nu dorești și tu să vii cu noi acolo? Azi grăbește, vino până mai e zi. Călători suntem în lume, nu statornici.
Țara noastră este sus în veșnicii. Drumul e ades așa de plin de neguri. Fericiți vom fi acolo când vom sosi. Pentru veci vom fi cu Domnul în lumină. Pentru veci vom străluci în bucurii. Nu dorești și tu să vii cu noi acolo? Azi grăbește, vino până mai e zi. Pentru veci vom fi cu Domnul în lumină. Pentru veci vom străluci în bucurii. Nu dorești și tu să vii cu noi acolo? Azi grăbește, vino până mai e zi. Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, de ce cânt eu în dimineața aceasta? Cânt pentru că Dumnezeu mi-a făcut bine. Slavă Domnului! Cânt pentru că Dumnezeu mi-a făcut bine, nu cu 10 ani în urmă, cu 20, cu 2 săptămâni, că nu chiar, o săptămână a trecut și am fost bolnav. Am fost bolnav, în primul rând, am simțit simptome la inimă, că mă deranjează inima și a trebuit să fac un control la spital. M-am dus la spital, mi-a găsit sigur un defect la inimă și m-am rugat lui Dumnezeu. Numai bine când a fost data trecută cina Domnului, în timp ce stăteam în bancă acolo, m-am rugat Domnului că atunci când voi lua bucățica de pâine, Dumnezeu să-mi vindece inima. Și așa s-a întâmplat, frați și surori. Așa s-a întâmplat. După ce m-am vindecat, m-am dus din nou la control, la spital și nu mi-a mai găsit niciun defect. Aceasta a trecut cu bine. A urmat al doilea examen. Examenul al doilea a fost mai greu. Mi-am pierdut auzul complet din partea dreaptă. Partea stângă aveam 50%. Sigur că nici vocea mea nu mi-o mai cunoșteam, nu mi-o auzeam cum trebuie și eram pierdut în spațiu. Pentru mine 2 săptămâni a fost un iad. Dar numai bine că Dumnezeu s-a îndurat. Ieri a fost 1 săptămână, am venit aici în casa Domnului, bolnav, foarte bolnav. Și mă întreabă fratele David, ce-i cu tine? Sunt bolnav. O săptămână înainte mi s-a întâmplat în timpul nopții la ora 3, am intrat într-o centrifugă care m-a învârtit cu o turație de vreo 300 și ceva de turații pe minut. M-am trezit, credeam că mă duc prin adânc. Și după masă la ora 3 au venit frați în biserică să facă ceva reparații pe aici, ne-am mutat în sala copiilor și acolo s-a întâmplat că Dumnezeu s-a prezentat în ființa mea. M-a cercetat puterea lui Dumnezeu, am mai surori, frați care au fost, care sunt martori în lucrarea aceasta, am fost invitat să dau un îndemn și n-am fost în stare. A început un plâns în ființa mea, nu mă mai puteam stăpâni. Dar în timpul acesta Dumnezeu numai bine s-a ocupat de ființa mea și m-a vindecat. Pentru aceasta cânt eu în această dimineață, pentru că Dumnezeul nostru face lucruri mari și minunate. Și în vremea aceasta, ca în toate vremurile, Dumnezeu este în control celor ce se cred în El, lăudat să fie Domnul. Apoi am mai făcut o consultație din nou la clinica și la doctorul de familie. M-a găsit complet sănătos. Și pentru aceasta dau slavă lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și acum vreau să cânt o cântare împreună cu toată biserica,
De aceea am ales o cântare pe care majoritatea dintre dumneavoastră cred că o știe. Dacă o căutați, o găsiți la numărul 1038 în harfele bisericii, care zice așa: odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând. Haideți să cântăm cu toții spre lauda Domnului. Odată l-am văzut trecând cu turma pe păstorul blând, mergea cu turma la izvor, blândul păstor, blândul păstor, mergea cu turma la izvor, blândul păstor. Pe oaia cea căzută jos a ridicat-o el duios și-a dus-o în brațe iubitor. Blândul păstor, blândul păstor, și-a dus-o în brațe blândul păstor, blândul păstor, pe alta care la pământ zăcea cu piciorușul plin, el o pastor, blândul pastor, e o legăme negăietor. Blândul pastor, blândul pastor, el i-a iubit cu dor nespus și viața pentru voi și-a pus, și pentru mântuirea lor. Blândul păstor, blândul păstor, și pentru mântuirea lor. Blândul păstor, iar mai târziu l-am întâlnit, cu sfin era împodobit, într-o mulțime de popor. Blândul păstor, blândul păstor, într-o mulțime l-am întrebat, cine sunt cei ce te-au scuipat, atunci a suspinat ușor. Blândul păstor, blândul păstor, atunci a suspinat ușor. Blândul păstor, blândul păstor, și mi-a răspuns duiot și lin, cei ce mi-au pus cu nuni de spin, sunt cei cărora iubitor le-am fost păstor, le-am sunt cei cărora iubitor
chiar am fost păstor, iar cei ce mă pagiocoresc și cei ce cu crucea-mi pregătesc sunt oile ce le-am fost lor. Un bun păstor, un bun păstor sunt oile ce le-au fost lor. Un bun păstor, un bun păstor, iar cei ce mă lovesc turbat sunt oile care pe braț le-am dus la câmp și la izvor. Ca un păstor, ca un păstor sunt oile ce le-a fost lor. Un bun păstor, un bun păstor, iar cei ce mă lovesc turbat sunt oile care pe braț le-am dus la câmp și la izvor. Ca un păstor, ca un păstor le-am dus la câmp și la izvor. Ca un păstor, ca un păstor, tăcuia ochii lui senin, de lacrimi limpezi erau plini, plângea de mila oilor. Blândul păstor, blândul păstor, plângea de mila oilor. Blândul păstor, blândul păstor, și-atunci oile au venit pe cruce sus l-au răstignit, iar el plângea de mila lor. Blândul păstor, blândul păstor, iar el plângea de mila lor. Blândul păstor, blândul păstor. Amin.
Cântarea, bunătatea ta, Iisuse, Doamne, Dumnezeul meu. Bunătatea ta eternă, Doamne, Dumnezeul meu. Ea-mi-e cea mai dulce pernă, te odihnă când mi-e greu. Ea mă scapă de povară, când mi-e cugetul apăsat. Și mă ușurează iară, casa de mai avânta. Capitolul 3, de unde am să citesc versetul 12, din care o să încercăm să ne învățăm câteva lucruri. Coloseni, capitolul 3,
versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeță, cu îndelungă răbdare. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să vorbesc în câteva cuvinte despre roada Duhului. Roada Duhului are 9 elemente și aș vrea să mă concentrez în această dimineață pe bunătate. Diavolul, el vine la fiecare inimă, la fiecare minte și nu are sărbători, el vine întotdeauna și îndeamnă omenirea, îndeamnă pe oameni că nici asta nu este păcat, nici asta nu este rău, poți să faci și pe cealaltă, dar Dumnezeu în bunătatea Lui are o altă alternativă. Are o îmbrăcăminte, are o îmbrăcăminte specială și deosebită pentru toți cei ce vor ca să rămână, să umble și să trăiască sub călăuza Duhului Sfânt. Aici, în aceste scurte cuvinte care le-am citit, este o îmbrăcăminte aproape totală, dacă vreți, care Dumnezeu vrea ca fiecare dintre copiii ai Lui, care pun valorile lui Dumnezeu pe primul plan, să se îmbrace cu ele. În primul rând ne vorbește în această dimineață nouă care zice, așadar, deci, dacă toată învățătura care ați auzit-o până acum, că Apostolul Pavel vorbea colosenilor, filipenilor, multor cetăți din timpul acela, dacă așa stau lucrurile atunci, ca niște aleși a lui Dumnezeu. Deci primul lucru care vrem să-l sustragem din lucrul acesta, din acest verset, este că noi care suntem în locul acesta și nu numai, suntem aleși de Dumnezeu. Al doilea lucru care îl scoate în evidență, sfințiți. Dumnezeu când ne-a ales, când ne-a chemat la El, nu ne-a lăsat în starea veche. El s-a ocupat de fiecare din noi, ne-a sfințit prin prezența Lui, ne-a sfințit prin sângele Lui, ne-a sfințit prin cuvântul Lui și vrea ca să rămânem sfinți în toată purtarea noastră, după cum El este sfânt, fiți și voi sfinți în toată umblarea voastră, zicea Petru. Apoi, suntem prea iubiți de Dumnezeu. Și așa este, că încă nu exista nici unul pe tera, încă pământul era gol și nimeni nu era, Dumnezeu își găsea plăcerea în fiii oamenilor, ne iubea pe fiecare, se uita în viitor și ne vedea pe fiecare și ne-a iubit și din această dragoste El a pregătit, a știut că vom trece prin necazul, prin păcat și a pregătit un miel salvator, a pregătit pe Iisus Hristos, marea jertfă, ca să ne spele, să ne curățească și în dragostea Lui față de noi. A pregătit această jertfă care a dat-o la vremea potrivită ca noi să fim sfinți și preiubiți de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Aduce un îndemn și o învățătură pentru fiecare din noi, cum spuneam la început, o îmbrăcăminte și îndeamnă, îmbrăcați-vă! Eu ce înțeleg din lucrul acesta? Că noi fiecare trebuie ca să facem ceva, să facem acel pas,
de a lua acea îmbrăcăminte care este pregătită de Dumnezeu pentru fiecare noi în Sfânta Scriptură și să ne îmbrăcăm cu ea, să ne echipăm cu ea și spune câteva lucruri cu care să ne îmbrăcăm. În primul rând, cu o inimă plină de îndurare. Ce înseamnă aceasta? Fiecare dintre noi înmagazinăm în inima noastră lucruri bune, dar și rele. Fiecare avem în noi o doză de îndurare care o avem din fire sau o avem că știm că vecinul sau vecina sau copilul sau nu știu care are nevoie de un ajutor și avem acea fire, dacă vreți, în noi ca să ne fie milă de unul și de altul. Firea omului din naștere e o fire păcătoasă și rea, dar este în noi, în conștientul nostru, ceva care a pus Dumnezeu, o fire, un firicel de bine și de îndurare care îl face în față de semenii noștri. Dumnezeu accentuează puțin mai mult prin cuvântul Lui și spune să vă îmbrăcați cu o inimă plină de îndurare. Deci toată inima, pentru că în momentul când noi suntem sfințiți, suntem preiubiți de Dumnezeu, acolo, în inima noastră, locuiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și acolo trebuie să fie bunătate, acolo să fie îndurare, acolo trebuie să fie smerenie, acolo trebuie să fie blândeță și îndelungă răbdare și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Este un adevăr că trăim într-o lume foarte rea. Este un adevăr că lumea care ne înconjoară este plină de rău. Și știm bine că opusul răului este bunătatea și opusul bunătății este răul. Și noi trebuie să locuim în lumea aceasta în care trebuie să facem niște alegeri. Dacă vorbim cu tinerii, cu cei ce merg la școală, sau dacă discutăm între noi, ne vom da seama că parcă nu mai sunt oameni buni, parcă nu mai sunt școli bune. În jur, dacă ne uităm, și nu numai în America sau în altă parte, și în alte țări, să știți că nu sunt mai buni decât aici în țara aceasta. Caracter bun, bunele maniere, aproape că s-au dus pe deplin. Dacă altă dată în România, comuniștii, dacă vreți, învățau pe copii la școală bunele maniere, acelea s-au cam dus. Pot să mă duc până acolo că omenirea a ajuns să facă fiecare cam ce vrea. Dar Dumnezeu vrea altceva. Dumnezeu vrea ca vis-a-vis de noi și El, relația noastră între noi și El, să fie o relație strâns, legată prin puterea Duhului Sfânt. Noi ca și copiii lui Dumnezeu, care spunem că am fost botezați cu Duhul Sfânt și spunem că avem roade, suntem chemați, dragii mei, frați și surori, să fim exemple vii în bunătate, deci noi trebuie să fim plini de bunătate. A fi exemplu viu, aceasta înseamnă că își trebuie să se vadă în viața noastră acea atitudine a bunătății care o vrea Dumnezeu să o avem în viața noastră. Dacă vreți, măsura de Duh care o avem în noi se vede și în măsura bunătății care este în noi. Vrea cineva să fie fermecător, să fermece pe cei din jur, pe frați, pe surori, pe oameni din jur? Biblia spune că farmecul unui om este bunătatea. Deci dacă vrei să impresionezi pe cineva, sau dacă vrei să fii diferit, fii un om bun, fii o femeie bună, fii o soție bună, fii un tată bun,
Și în felul acesta vei fi fermecător în familie, vei fi fermecător în societate și mă rog Domnului ca Domnul să ne dea la fiecare acea putere ca să fim buni. Un creștin, un om care este întors la Dumnezeu, care are calități de copil al lui Dumnezeu, aș vrea să spun că trebuie să aibă toate cele nouă trăsături de caracter ale roadei Duhului. Nu poate să spune cineva, sau cel puțin așa mă gândesc eu, dragii mei, eu am dragoste față de Dumnezeu, am credincioșie față de Dumnezeu și sunt bine. Eu cred că o persoană care este și spune că are Duhul Sfânt trebuie să aibă pe toate cele nouă elemente ale Duhului Sfânt și aici include și răbdarea, include și facerea de bine și include și bunătatea. Eu așa cred. Așa găsesc în cuvântul lui Dumnezeu. Căci aceste elemente trebuie să fie toate în viața oricărui copil al lui Dumnezeu care vrea să ajungă în final în împărăția lui Dumnezeu. Aceste nouă elemente aș putea ca să le împărțim pe trei grupe. Și am să vă explic în câteva cuvinte lucrul acesta. În prima grupă aș spune dragostea, bucuria și pacea, care acestea sunt trăsături sufletești ale stării interioare a celui credincios. Trăsături sufletești a stării interioare a celui credincios. Dragostea este o trăsătură interioară, bucuria e o trăsătură interioară și pacea este o trăsătură interioară. Celelalte trei, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, sunt trăsături de caracter îndreptate spre exterior în relațiile cu semenii, cu ceilalți. Și dacă le studiem fiecare, îndelunga răbdare, bineînțeles că și trebuie să avem îndelungă răbdare în relațiile unii cu alții. Bunătatea, nu mai vorbesc, trebuie să fim buni unii cu alții și facerea de bine. Acesta este un lucru care ne cheamă Dumnezeu să facem bine, mai ales la frații de credință. Și Domnul să ne dea acea putere și înțelepciune ca să fim făcători de bine. Și a treia grupare, credincioșia, blândețea și înflânarea poftilor, acestea la fel sunt trăsături de caracter, în primul rând, în relația noastră cu Dumnezeu, dar și în relația noastră unii cu alții. Vorbim de bunătate. Bunătatea este un aspect al vieții care se poate vedea într-un om într-un mod practic. În viața noastră trebuie să învățăm să fim oameni practici. Când vorbim despre roada Duhului, ca să se vadă în mod practic în viața noastră, trebuie să aplicăm principiile lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Ioan, în 3 Ioan, capitolul 1, versetul 11, și ne îndeamnă ca să umblăm binele și spune așa, cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul nici nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Caracteristica aceasta în viața noastră aș vrea să o avem fiecare, pentru că spunem că suntem din Dumnezeu. Și trebuie să o avem în viața noastră fiecare din noi. Când este vorba să facem binele, noi știm că fiecare copil copiază pe părinți. Dacă Domnul Dumnezeu, dacă Domnul Iisus Hristos
ne-a făcut nouă mult bine. Și spunem că Dumnezeu este Tatăl nostru. Atunci, noi care copiem pe părinții noștri, să fim ca și Tatăl nostru. Și în Matei, în capitolul 7, cu versetul 17, spune că tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Dacă suntem în Dumnezeu sau din Dumnezeu, putem fi oameni buni și putem avea aceste caracteristici ai oamenilor buni, care sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, la care zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cred că Dumnezeu ne-a vorbit de mai multe ori despre ceea ce vrea să facă în viața noastră, cu ceea ce vrea să ne echipeze pe fiecare credincios și cum vrea ca să ne vadă trăind în fiecare zi și nu numai trăind, ci rodind în fiecare zi. Pentru că un pom care este sădit lângă un izvor, el își trage prin rădăcini seva și apa. Și dacă noi suntem sădiți în Hristos, din Hristos noi putem să ne tragem acea sevă sau acea apă bună care să ne dea putere, să putem să rodim în fapte bune. Să putem să rodim într-o viață care slăvește și care înalță pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu vor fi între noi adesea ori discuții sau discrepanțe, vor fi și sunt. Dar noi ca și copii ai lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să avem putere să trecem peste lucrurile acestea. Ne-a rugat azi dimineață cu fratele Iacob, ne-a spus să stăm în picioare, să ne rugăm și a menționat un cuvânt din Biblie, când stați în picioare și vă rugați. Avem o datorie categoric biblică și sfântă, ca să iertăm tot ce avem unii împotriva alților. Sau altuia. Tatăl nostru ne învață la fel. Dacă nu iertați greșelile voastre, fraților voștri sau celor din jos, nici Dumnezeu, și accentuez foarte clar, nu vă va ierta greșelile voastre. Alternativa este ca să-ți găsești scuze. Să-mi găsești scuze. Păi a zis, a făcut. Nu. Dumnezeu ne cere foarte clar ca să iertăm, ca să fim iertați. Și Domnul să ne ajute în această lucrare pe fiecare. De aceea aș vrea să ne uităm la câteva aspecte a bunătății în această dimineață. La trei aspecte. Primul aspect este că bunătatea începe din atitudinea inimii. Al doilea aspect, omul bun este bun oricând și cu oricine. Și al treilea aspect este că bunătatea implică sacrificii. Și să începem cu prima parte, bunătatea începe din atitudinea inimii. Dacă observăm de la începutul lumii, omul a fost așezat în poziția de a alege între bine și rău. În cuvântul lui Dumnezeu găsim în Geneza, în capitolul 2, cu versetul 17, i-a spus așa, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Adam și Eva au avut în față o alegere. Și știm cu toții căci a ales să facă răul. Diavolul a venit la Eva și a pus doar în mintea ei un semn de întrebare. A zis oare Dumnezeu? Vei muri oare? Și Geneza capitolul 3, versetul 6 spune că femeia a văzut că pomul era de dorit ca să deschidă mintea
cuiva. Și femeia a ales răul. De la început. Ca să putem să facem binele, noi trebuie să avem mintea îndreptată întotdeauna spre bine. Atitudinea noastră trebuie să fie necondiționată, dacă vreți, aplicată spre bine. Că dacă vom lăsa în mintea noastră să intre răul, vom greși întotdeauna și vom alege să facem rău. Totul în viața noastră începe cu un gând. Primul vine diavolul și pune în gândul nostru un gând rău. Gândul acesta ne duce la o hotărâre și când avem gândul rău, întotdeauna hotărâm ce nu este plăcut lui Dumnezeu și rezultă într-un mod de viață. Noi avem de făcut o alegere. Viața noastră este, dacă vreți, o înșiruire de alegeri în fiecare zi. La nivelul minții noastre se dă acea bătălie în fiecare zi. Bătălia acceptării, să acceptăm gândurile bune, să acceptăm gândurile rale, să fim oameni buni, să fim oameni răi. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere, ca alegerea care o facem este să fim oameni buni. Pentru că bunătatea nu se naște automat în caracterul nostru sau în firea noastră, iar care este înrobită de firea pământească. Bunătatea este roada Duhului Sfânt și nu este în firea pământească. Pentru aceea mă rog Domnului ca să ne dea putere să ne punem mintea, dacă vreți să programăm mintea noastră, ca să facă binele în fiecare zi, pentru că la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Și uitați-vă ce zice Apostolul Pavel despre lupta aceasta care a avut-o și el. Nu suntem noi primii și nici ultimii care vom avea această luptă în fiecare zi. Apostolul Pavel spunea că despre lupta lui interioară, și citim lucrul acesta în Romani, capitolul 7, de la versetul 18, unde Pavel spunea în felul următor: știu în adevăr, în mine, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Versetul 20, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce fac lucrul acela, și păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Aceasta spunea Apostolul Pavel. Își vedea slăbiciunile, își vedea lupta care o are în fiecare zi. Și dacă ne uităm bine, ne vom da seama că și noi exact aceeași luptă o avem în fiecare zi. Și aș vrea să spun că cine câștigă mintea, acela câștigă bătălia. Dacă noi dăm voie Duhului Sfânt al lui Dumnezeu ca să ne acapareze mintea și să ne schimbe mentalitatea, să ne schimbe gândirea și să lăsăm numai lucrurile bune să intre în inima noastră, atunci vom fi oameni plăcuți al lui Dumnezeu și diavolul nu va putea face nimic. Dar dacă acceptăm, dragii mei, dacă acceptăm ca mintea noastră să fie infectată de sămânța diavolului, fie printr-o vorbă, fie printr-o știre, fie printr-o veste, și de obicei acestea vin, sunt neadevărate
și infectează mintea noastră. Să știți că am pierdut bătălia și spre pierzarea noastră. Pentru aceea, haideți să cerem din mâna lui Dumnezeu puterea ca să putem să biruim pe diavolul, să putem să biruim firea pământească prin acceptarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și tot Apostolul Pavel spunea în Romani, în capitolul 12, versetul 9, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Și aș dori ca Domnul să ne dea putere ca în mintea noastră să avem acea atitudine de a face binele. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru care spuneam, omul bun este bun oriunde și cu oricine. Cred că nu este îngăduit, dacă vreți, nici un compromis cu bunătatea. Pentru că ori ești om bun, ori ești un om rău. Prin faptul că am făcut cândva un lucru bun sau un bine cuiva, asta nu te face automat un om bun sau o persoană bună. Este o diferență foarte mare în a face un bine cândva și a fi un om bun. Nu știu dacă ați auzit vorbându-se, eu de unde vin dintr-un sat de la țară și era acolo un bătrân, era fratele Pavel. Toată comuna, toate satele vorbea despre fratele Pavel, chiar dacă nu erau pocăiți, zice, fratele Pavel este un om bun. Ca să clădești un asemenea caracter, ca să clădești un asemenea nume, aceea trebuie, în primul rând, dedicație maximă ca să-ți faci mintea de a trăi binele. N-a face doar un bine odată, că îmi amintesc că eram copil și dânsul era tâmplar și veneam de la școală și ne făcea din lemn patinuțe din salcâm, le tăia cu dalta și ne făcea și le învârteam lângă picioare și ce bun era fratele Pavel. Lucrul acesta se clădește de mic și să ne dea un putere ca fiecare dintre noi în clădirea noastră sau în ceea ce facem, să facem lucruri care să determine chiar pe dușmanii noștri, fără să vrea, să-și muște limba, dar mintea lor să spună, mă, ăsta totuși e un om bun. Și aceasta este roada Duhului care lucrează în viața fiecărui om. Și aș vrea să vă spun că bunătatea se vede mai ales când nu te vede nimeni. Rodul acesta bunătății. Și mă duc cu gândul la acel samaritean milos, care era omul acela căzut pe stradă. A trecut pe lângă el și preotul, a trecut pe lângă el și levitul. Și a venit samariteanul acesta și i-a făcut bine. Și m-am dus cu gândul la preot și la levit care cunoșteau legea, care știau ce spune în legea lui Dumnezeu, dacă îi vedea cineva. Că vorbește despre rugăciune și cum se fac rugăciunile unii pe la colțuri și așa ca să-i vadă oamenii, să fac bine ca să-i vadă oamenii de ochii oamenilor. Dacă pe oamenii aceștia, care la un moment dat pot să-i caracterizez și pe levit și pe preot, erau, ce nume să le dau, erau fățarnici. Că de fapt, fățarnicilor le place ca să facă lucruri, să fie văzuți de oameni. Lucrul acesta mă face să cred, dragii mei, frați și surori, că noi care suntem copii al lui Dumnezeu, sinceri, trebuie ca să avem în noi bunătatea, mai ales când nu ne vede nimeni. Pentru că faptele noastre vorbesc mult, mult mai tare decât vorbele noastre. Și Dumnezeu ne așteaptă și vrea ca să facem fapte
vrednice și la nivelul la care ne vrea Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este un exemplu perfect în această direcție a face bine. Și uitați-vă, mă gândesc, a acceptat ca să poarte crucea, a lăsat să fie răstignit în acei, între acei doi tâlhari. Cuile i-au intrat în pălmi, în picioare, spinii i-au fost înfipți în frunte, dar în mijlocul durerilor el găsește aceste resurse să fie bun. Nu se gândește la durerea lui, nu se gândește la durerea lui fizică, se gândește la cei care îi făceau rău și zice: Tată, iartă-i că aceștia nu știu ce fac. Se întoarce spre unul dintre cei pe care era pe cruce și îi spune, aduce o veste bună, zice: astăzi vei fi cu mine în rai. Aceasta este o bunătate care trece orice nivel. Nu există nivel pământesc ca să întreacă această bunătate. Și Dumnezeu ne vrea ca să fim ca și Domnul Iisus Hristos. Indiferent dacă cineva, dragii mei, îți face rău, dacă cineva te batjocorește, dacă cineva nu te place, tu ca și copil al lui Dumnezeu ești îndemnat de Dumnezeu ca să fii un om bun și să faci binele. Și suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu ca să biruim răul prin bine. Coloseni 1:10, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade de tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Acestea sunt învățăturile Scripturii, nu sunt învățăturile unui om, sunt învățăturile Scripturii și Domnul să ne ajute ca să ne însușim aceste învățături. Și ultimul rând, bunătatea implică sacrificiu. Este un aspect de sacrificiu ca să fii un om bun. Oricine om sau orice om poate să fie rău, dar ca să fii bun se cere multă putere și sacrificiu. Adesea, oamenii confundă bunătatea cu slăbiciunea. A fi bun și a fi roada bunătății în tine, aceasta nu e o stare de slăbiciune. Dimpotrivă, a fi bun și ai bunătate din Dumnezeu este o stare de putere din Duhul Sfânt peste tine care faci binele. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea la fiecare lucrul acesta ca să ne împuternicim, să ne umplem de această putere din Duhul Sfânt, care este bunătatea și zic ca Domnul să ne-o dea la fiecare. Tânărul bogat a întrebat pe Iisus Hristos în Matei, în capitolul 19, de la versetul 16, următoarea întrebare: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață? Și Iisus, uitați-vă ce îi răspunde: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă, dragii mei, binele care îl vrea Dumnezeu între noi și în noi. În Galateni, în capitolul 6, și vreau ca să citesc cuvântul acesta, capitolul 9, nu, versetul 9, dar începem de la versetul 7. Galateni, capitolul 6, versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă
să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Și versetul 9, să nu obosim în facerea binelui, căci la vreme potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi să semănăm cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și în concluzie, vreau să reamintesc că bunătatea este semnul netăgăduit a oricărui persoană, că este Duhul Sfânt peste el. Sunt multe alte semne, dar bunătatea este un semn clar că cineva este plin de Duhul Sfânt. Bunătatea trebuie să manifestă în toate aspectele vieții, începe cu înnoirea minții, se vede în orice, cu oricine și oricând, și bunătatea implică sacrificii. Și Apostolul Pavel spunea un cuvânt cu care închei în Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Căci nu uitați, bunătatea zidește biserica și vindecă rănile sufletului celui de lângă tine. Așa că fiți buni unii cu alții, zicea Apostolul Pavel. Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Haideți acum să ne ridicăm în picioare, să aducem mulțumire lui Dumnezeu și pentru dimineața aceasta. Dumnezeu, dis de dimineață, la timpul de rugăciune, ne-a binecuvântat cu putere să aducem rugăciunile lui Dumnezeu. Cred că ne-a ascultat rugăciunile și stăm în răbdare și să primim răspunsul Domnului. Să ne ajute Dumnezeu să punem în practică cuvântul vestit, pentru că este cuvânt din Scripturi, și Domnul să ne ajute pe fiecare să fim plini de bunătate. Așa cum stăm, mulțumim Domnului pentru această dimineață. Amin. Doamne Tată care ești în cer, amin. Ne despărțim cu harul și pacea Domnului, ne vedem după masă cu ajutorul Domnului la ora 6. Pacea Domnului.